dragul tău e umor. Tu zâmbeai, nu sunai la 112. Adunam, scădeam inimi și-mi dădea că jumătatea mea lipsă e inima ta. Iubirea pentru mine era un sentiment complicat. Te-ai făcut să simt că fără ea aș fi complet dezechilibrat.
Thank you.
luni vă petreceți, mă, în o viață aveți, mă. Oamenii buni vă petreceți, mă, că nu o viață aveți, mă. Acum beți și trăieți bine, că nu știți ziua de mâine. Acum beți și trăieți bine, că nu știți ziua de mâine. Căci doar o viață trăiește, tot omul se-nveselește, că doar o viață trăiește. Pa ca să nu mai dau, la 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 la, de trei zile într-una beau, la 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 la, și pa ca să nu mai dau, la 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 la, și mai beau o săptămână, la 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 la, mai mândra mea ca să-mi fac inimă bună, la 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 la. Să mai uită dor, la 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 la, de ciuda dușmanilor, la 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 la, beu ca să mai uită dor, la 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 la, de ciuda dușmanilor, la 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 la, ca să mirai mei dușmani, la 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 la, mai mândra mea de un ce am atâți bani, la 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 la. Să miră și vrecinii, la 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 la, de unges cu sucile, la 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 la, să miră și crâșmărița, la 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 la, mai mândra mea, de un joi scoace miuța, la 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 la. Thank you.
Brașucar, brașucar, da, brașucar, sari lui.
Ca să gândesc.
dar când aud muzica mă omoară liniștea. Habibi, I love you, I need you, Habibi, غنيلي وخليني معاك. Habibi, I love you, I need you, Habibi, ذوبني نار المال. أول مرة شفتك تغير حالي إحساس غريب ما عرفت مالي. لقيتك حبيتك تكوني ديالي نعيش حياتي معاك. حبيبي خليت تاني غني بكل اللغات. اوه يا حبيبي لا حرام عليك تخليني وحدي في يوم يمشي من عين النوم من خوف عليك. حبيبي I love you, I need you, حبيبي غني لي وخليني معاك. حبيبي la combinación mundial. Vai ficar louca, vai ficar doidinha, doidinha mesmo.
start crap up and do it all. Adopt my own life, you got your own life. Live your own life and set me free. Mind your business and leave my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me. Stop bugging me, stop fussing me. Stop fighting me, stop killing me. It's my life. It's my life. And I'm ill to a bill to a trill. Cause me ill and for real, I won't stop till the world know it's my life. Just leave me alone. Welcome to Central Bay. Oh, yeah. We make money, money we spend it. Get mad honey, swimming in women. Imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a glob in the white Moselago. You don't make dollars, you don't make sense. You don't make you rich, you don't mean shit, shit. Shit. I mean, how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough,
and we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. Iubirea mea, dar nu va trece aceea ce poartă iubirea mea. Să o regăsesc aș vrea, dar-i prea târziu. Sunt atâtea caravane care se pierd în pustiu. Sunt atâtea caravane care se pierd în pustii. Ești vinovată că-ntr-o noapte înstelată mi-ai furat iubirea toată și ai plecat. Ești vinovată că-ntr-o noapte înstelată mi-ai furat iubirea toată și ai plecat. Azi te caut cu tristețe, căci nu te mai pot uita. Te iubesc, copilă dragă, vino iar în calea mea. Te iubesc, copilă dragă, vino iar în calea mea. Să o regăsesc aș vrea, dar-i prea târziu. Sunt atâtea caravane care se pierd în pustiu. Sunt atâtea caravane care se pierd în pustiu. Ești vinovată că-ntr-o noapte stelată mi-ai furat iubirea toată și ai plecat. Ești vinovată că-ntr-o noapte stelată mi-ai furat iubirea toată și ai plecat, și ai plecat, și ai plecat. De la masa de brad, la 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 la, șocul mândru și sătat, la 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 la. De la masa de brad, la 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 la, șocul mândru și sătat, la 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 la. Jos în tașe pe picior, la 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 la, ca în țara moțelor, mă la 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 la. Jos în tașe pe picior, la 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 la, ca în țara moțelor, mă la 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 la. Adio! Pentru mireasă, din partea prietenilor, și bineînțeles pentru mire, pentru Radu, vă invităm la joc, adio Petre! Joacă monstru cu moasa, lai la gara gara na na, el a te sărut pe podeaua, lai la gara gara na.
Cântăm o sucumoasa Laila gara gara na na ila Ce să rup pe podiaua Laila gara gara la Și a stătat și pe picior mă Laila gara gara na În seara mulțelor mă Laila gara gara na Și a stătat și pe picior Laila gara gara na În seara mulțelor mă Laila gara gara la Argo! Ai domnul Sori? Zi mă! Păi nu te da, nu te lăsa mă Cântă dorogoata, laila, gara-gara-na-na-ila Jocul până seara e gata, laila, gara-gara-la Când le cântă dorogoata, laila, gara-gara-na-na-ila Jocul până seara e gata, laila, gara-gara-la Și-a stăltat și pe picior, mă, laila, gara-gara-na În seara mulțelor, mă, laila, gara-gara-la Și-a stăltat și pe picior, laila, gara-gara-na În seara mulțelor, mă, laila, gara-gara-la Hai, da! Nu trecut vreodată, laila, gara-gara-na-na-ila De la fața către brad, laila, gara-gara-la Cine nu trecut vreodată, laila, gara-gara-na-na-ila De la fața către brad, laila, gara-gara-la Să vină să intre joc, mai laila, gara-gara-la Cu toți cruță la o loc, mai laila, gara-gara-la Să vină să intre joc, mai laila, gara-gara-la Cu toți moțe la un loc, mă Argeo Petre! Cine n-o trecut vreodată, laila, gara-gara-na-na-ila De la fața către brad, laila, gara-gara-la Cine n-o trecut vreodată, laila, gara-gara-na-na-ila De la fața către brad, laila, gara-gara-la Să vină să intre joc, mai laila, gara-gara-na Cu toți poți la o loc, mai laila, gara-gara-la Să vină să intre în joc Laila gara gara la la Cu toți moți la un loc mă Hai cu moșu Zii mă Damo, da moșu meu Damo lăsa caza lui Să mă învățe pe eu Dacă așa dumnealui Mă da moșu meu Dar m-o lăsa cazanului Să mă învățe pe eu Dacă așa dumnealui Când beau, beau C-am avut un dastăr bun Dar moșu meu Minte am scățând Când beau, beau Și pe mine nu mă dau Dacă joc Joc nu sta pe loc Adio! Moșu m-a învățat, dar cu mândrile ce să fac Cum să le slușesc, dar și când să mă opresc Moșu m-a învățat, dar cu mândrile ce să fac Cum să le slușesc, dar și când să mă opresc Când beau, beau, că am avut un astfel bun Dar moșu meu, minte am să-l țin Când beau, beau, și pe nimeni nu mă dau Dar când joc, joc, dar joc nu stau pe loc Zi-mă! Zice moșul meu, au că d-ar fi de anii mei Din zile ar bea o două la muieri Zice moșul meu, au că d-ar fi de anii mei Din zile ar bea o două la fumei Când beau, beau, că am avut un astfel bun Dar moșul meu, minte am să-l țin Când beau, beau, și pe nimeni nu mă dau Dacă joc, joc, dar joc nu stau pe loc Hai da! Să trăiască cine joacă, cine ascultă, cine-și petrece Argeo Petre! Sigur că da! Săracu mă moș Și-acu să-ți-mi e cocoș Cu mine e rând N-au ochii ca pâi fu
Săracu memoș și-a pus să se ne gogoș. Cu mine e rând, la ochii ca băi fug. Când iau, am avut un dascăl bun. Dar moșul meu, minte am să-l țin. Când iau, și pe nimeni nu mă dau. Dar când joc, păi joc nu stau pe loc, mă. Că la voi e nuntă mare, la 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 la. Azi e mare sărbătoare, la 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 la. Că la voi e nuntă mare, la 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 la. Asta-i nuntă, nu-i minciună, la la la. Vini muzică bună, la 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 la. O vini vinul să cânce, la la la. Toată lumea să-l asculce, la 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 la. Pentru Naș, pentru Socrii și toți fantașii. Dar mirilor să ne trăiți, la 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 la. La mulți ani și fericiți, la 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 la. Mirilor să ne trăiți, la 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 la. La mulți ani și fericiți, la 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 la. Să trăiască și nănașii, la la la. Neamurile și nuntașii, la 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 la. Să trăiască și nănașii, la la la. Neamurile și nuntașii, la 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 la. Să ne-l dumne.
Dumnezeu. Hai da! Am o mândră birteșeță, la 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 la. Care duce la guriță, la 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 la. Mă mai tare peste mată, la 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 la. Te iubește doi odată, la 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 la. Nu mai tare peste mată, la 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 la. Te iubește doi odată, la 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 la. Cine m-a
cerveza, le gusta la changa que le quita la pereza. El meneadito, el meneadito.
Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I... Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Yeah.
fost a mea. Că ești acum, dar n-a fost așa. Ea a plecat și nu ne-a mai văzut. Nici nu mai știu de atunci cât timp a trecut. Așa cum dacă trec pe strada ei, arunc o privire la etajul 3. Și oricât de mult apar în drumul meu, n-am să uit primul bal de mece. Știu un loc în care pot să visez o fi de greu. E de ajuns.
Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't you real Slim Shady, please stand up. We'll be right back.
în suflet mi-ai pus toată dragostea și mi-ai spus că mie de ajuns doar o strofină. Numai un suflet mi-ai pus toată dragostea și mi-ai spus că mie I'm not afraid to die.
place așa. Lasă-mă distres, distres, cât o mai putea o lunga. Două, trei, patru, nouă, sanu cu banii, dos, 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 dos. Vreau să-mi fac viața, cât place așa. Lasă-mă distres, distres, cât o mai putea o lunga. Două, trei, patru, nouă, sanu cu banii, dos, 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 dos. El e șeful banului, iar
eu sunt patrona lui. Am bărbat descurcăreț, numărul 1 în județ. El e șeful bănului, iar eu sunt patrona lui. Să te duc, banii tot să ți-i aduc, că mi-merge afacerea și doar tu ești șefa mea. Ai nevastă să te duc, banii tot să ți-i aduc, că mi-merge afacerea și doar tu ești șefa mea. Am bărbat descurcăre, numărul 1 în județ. El e șeful bănului, iar eu sunt patrona lui. Am bărbat descurcăreț, numărul 1 în județ. El e șeful bănului, iar eu sunt patrona lui. Toți vecinii mei, că un chef la mine ține două zile, trei. Au înnebunit vecinii și într-una se miră când la mine începe cheful, greu se mai termină. Au înnebunit vecinii, toți vecinii mei, că un chef la mine ține două zile, trei. Au înnebunit vecinii și într-una se miră când la mine începe cheful, greu se mai termină. Un obicei, în alt loc nu se simt bine decât acasă la mine. Cei mai buni prieteni ai mei și-au făcut un obicei, în alt loc nu se simt bine decât acasă la mine. Au înnebunit vecinii, toți vecinii mei, că un chef la mine ține două zile, trei. Au înnebunit vecinii și într-una se miră când la mine începe cheful, greu se mai termină. Au înnebunit vecinii, toți vecinii mei, că un chef la mine ține două zile, trei. Au înnebunit vecinii și într-una se miră când la mine începe cheful, greu se mai termină. Acest pământ nimic, ca pasărea feream, cobor și mă ridic. Am fost născut să n-am, pe acest pământ nimic, ca pasărea feream, cobor și mă ridic. Dar eu ce să fac, dacă sunt sărac, și umblu prin lume lucina. Pe pare mă duc, și pe deal mă-ntorc, dar degeaba că nu am melozii. Dușmanii, dar am vreme de iubit. Și răchie ce pe ut, măi, arge! Hai, măi, și mă! Și dragostea de neam m-a favorit să cânt pământul-n care n-am pe toți într-un mormânt. Și dragostea de neam m-a favorit să cânt pământul-n care n-am pe toți într-un mormânt. Dar eu ce să fac dacă sunt sărac și umblu prin lume lung și larg? Pe pare mă duc și pe deal mă-ntorc, dar degeaba că nu am rog. Nu am casă, nu am banii, nu am în lume dușmanii, dar am vreme de iubit. Și răchie ce pe
ajuns și pe însoritele plaiuri ale Maramureșului. Maramureș, plec cu flori, măi, donule-ți, măi, dar mângâiești în sâmbătorii, măi, donule-ți, măi. Maramureș, plec cu flori, măi, donule-ți, măi, dar mângâiești în sâmbătorii, măi, donule-ți, măi. Mângâiești și fece, măi, donule-ți, măi, Maramureș în flori, măi, donule-ți, măi. Maintenant que devient
logiciel du fond de la nuit remonte l'ennui et nos chagrins de môme dans les pages du grand monde. Maintenant que deviennent maintenant que deviennent les valses deviennent et les volets qui grincent d'un château de province. Aujourd'hui quand tu danses catalogul, facem prezența, o să veniți să vă luați carnetul și am aici pregătit pentru voi ca o amintire din partea mea. Nu, ca aia se mănâncă și uitați de ea. V-am pregătit aici niște biluțe, pentru fete sunt roz, așa, și pentru băieți sunt albe, așa. Și o să vă rog să veniți să luați câte o biluță, e un mic mesaj din partea mea pentru fiecare dintre voi. Și poate peste an, poate acum nu o să vă intre așa la suflet și poate nu o să înțelegeți mesajul, dar poate peste an, peste un an, doi, trei, o să vedeți mingiuța și o să mai citiți. E din tot sufletul meu pentru voi și din toată inima mea. Și n-am vrut să fie un mesaj special pentru fiecare în parte, pentru că poate vă citiți mesajele unul la altul și o să ziceți, ai, uite ce ți-o zis ție, doamna, de tine îi place și de mine nu îi place. Și nu e așa. Și de-aia am zis să trageți voi, pentru că universul lucrează împreună să vă potriviți mesajele, fiecare cu mesajul potrivit. Au fost așa, mesaje care mie mi-au plăcut. Balaș Kevin. Absent? Prezent. Prezent. Da. Mulțumesc. Uite acolo, în plasă, trage o bilă albă. Da. Bun. Bogluz Valentina. Să pun aici așa. Mulțumesc foarte mult. Una roz, așa. Boroica Ionuț. Ciolpan Alexandru. Ciubotariu Andrei. Andrei, trage-și tu o biliță. Clipia Alexia. Covaci David. Ia o biluță.
Dumitru la Luca, vă verific să nu vă dau carnetul altcuiva. Că nu le-am schimbat. Trebuia să schimb coperțile, da. Da, era ceva. Ilie și Onuț. Măgureanu Bogdan. Da. Mihalache Alexandru. Orța Maia. Una roz, Maia. Pantea Denis. Perța Florin. Asta-i ala, sigur. Pintea David. Mulțumesc. Doamne, ce ați crescut. Un cotan Jessica. Rodan Angelica. Rostaș Madalin. Șanta Flavius. Așa. Tivadar Cristina. O biluță. Tomesca Alexandra. Hai să vedem tale și ce ți-a rămas. Biluța roz. Și închidem catalogul pentru ultima oară. Astăzi este un sfârșit de capitol și un început de o altă carte, de fapt. Sfârșit de carte și început de altă carte, pentru că vă așteaptă viața înainte. M-am bucurat alături de voi, chiar dacă am fost numai 2 ani împreună, și m-am bucurat foarte mult să vă cunosc. Și am pregătit pentru voi o mică poezie. Am vrut să vă dau la fiecare în parte, dar din cauza de timp și de redactare, să zic așa, nu v-am oferit-o ca să o citiți în față, dar o să încerc să vă citesc eu cât mai expresiv și să vă spun care sunt sentimentele mele, așa pe scurt, prin poezia asta pentru voi. Poezia se numește Mamă trecătoare. Cei 4 ani s-au scurs ușor, a fost un vis trecut în zbor. Cum trece apa printre stânci, lăsând în noi chemări adânci. În prima zi de clasa 5-a, când vă întâlneați cu diriginta, citeam pe chipuri visătoare dorul de doamna învățătoare. Ce nu știam, că în curând ceda vor inimi rând pe rând, a mea, a voastră, a tuturor, trezindu-ne în alt decor. Pe doamnă încet, voi părăsind și dirigintei loc făcând, care veghea asupra voastră cu o grijă rară părintească.
De unde grija asta mare? Eram doar mamă trecătoare, căci n-am găsit deloc temei copii străini să fiți ai mei. Cu cât mai mult m-ați necăjit, eu mai aproape v-am primit. Cu cât mai mult v-am alungat, voi mai în suflet mi-ați intrat. Dar de iubirea voastră acum eu mă despart. Tu, pe alt drum, copile drag, vei apuca, urmează dar povața mea. Când vei dori, dorește drept. Când vei iubi, iubește în piept. Și nu da daruri cu măsură, nu ține două zile o ură. Când ziduri, stânci sau voi vor fi în calea ta, nu te opri, căci oameni mari și caractere se nasc din lacrimi și durere. Iar lucruri ce par împotrivă și ne duc viața în derivă, ne îmbogățesc, ne fac mai feri. Din trecători suntem eteri. O, scump copil, copilul meu, tu pleci acum și mi-este greu, dar vei zbura spre altă zare, spre altă mamă trecătoare, spre o altă doamnă diriginte sau un domn diriginte. Vreau să știți, că îmi sunteți foarte dragi și mă despart cu greu de voi. Bună ziua! Nu mă pup! Și ia o biluță albă de acolo. De aici. De aici, așa. Nu vreau să vă fac să plângeți și mie îmi dau lacrimile. Știu că este o ocotitură pentru voi. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să vă aduc numai aminte. Spunea cineva că educația începe în momentul în care ai uitat tot ce ai învățat la școală. În momentul în care uiți tot ce ai învățat la școală, rămâne doar educația sau formarea ta personală. Dacă v-aș întreba o lecție din clasa 6-a de istorie, poate puțin dintre voi ar ști să mi-o spună. Dar sunt convinsă că acea lecție v-a lăsat în sufletul vostru, în mintea voastră, o lecție, o învățătură, ceva din care voi ați învățat. Toate aceste lecții, tot ce ați făcut acești 4 ani, 8 ani chiar, sigurat v-au format ca oameni și sunt sigură că voi veți duce numele școlii noastre, numele părinților voștri, a cadrelor didactice mai departe și nu ne veți face de rușine, din contră, vom fi mândri de voi. Dacă vreți, ați citi ce scrie pe mingiuță. Da, da. Vrea cineva să citească? I se potrivește cuiva? Sau nu vrea? I se potrivește? Da. Cine vrea să citească? Una. Ionuț. Doamne, ce secret în victorie poate învinge. Bravo, super, chiar că ți se potrivește. Și la fotbal și la școală. Dar așa este. Dacă mergem la război cu gândul că s-ar putea să-l pierdem, sau la o competiție și nu credem că vom câștiga, nu credem în victorie, înseamnă că o competiție asta e pe 3/4 sau pe jumătate pierdută. De aceea, în mintea voastră trebuie să fie întotdeauna că voi învinge și că am șanse de câștig orice împrejurare ar fi. Fie că îi la școală, fie că în viață, fie că în familie, întotdeauna trebuie să pornim cu ideea de învingător. Și cu siguranță, războiul este pe 3/4 câștigat dacă vom avea acea gândire de învingător, de câștig. Mai vrea să citească cineva? O furnică nu poate răsturna un munte, dar îl poate muta din loc încet, bucățică cu bucățică. Exact. Pentru că noi, de fapt, dacă stăm să ne gândim la planeta noastră, la oameni, suntem mici furnici, da? Suntem miliarde. Nu putem, o furnică, oricât de mult ar vrea să împingă muntele deoparte, nu va reuși. Nici noi nu reușim să împingem muntele din loc. Dar îl putem muta încet, sigur, bucățica cu bucățică. Ăștia suntem noi. Atunci când veți avea un munte în fața voastră, de orice fel ar fi, fiți sigur că dacă aveți liniștea și starea de învingător necesară, bucățica cu bucățică îl puteți da deoparte și veți putea rezolva orice problemă.
Și o fată? Ce? Fericirea supremă a vieții e convingerea că suntem iubiți. Exact. În momentul în care avem convingerea că suntem iubiți și suntem iubiți, în primul rând, nu neapărat de persoana pe care avem sau pentru care avem fluturaș în stomac, da? Nu despre asta discutăm acum, ci suntem iubiți de Dumnezeu, de familia noastră, așa cum e, de oamenii pe care noi îndrăgim, de familia noastră, să știți că ajungeți la fericire. În momentul când deja începe îndoiala, că oare, eu nu cred că, deja pierdem liniștea și fericirea. În momentul în care avem convingerea că suntem iubiți cu adevărat și chiar sunteți iubiți, cel puțin de o persoană care e în fața voastră, plus că mai sunt alte persoane, puteți fi siguri că veți fi fericiți. Și încă o fată? Nu? Vi se potrivește? Nu prea? Alexia. Înțelepciunea este simplă. Facă pe un lei trecut să fie mai bine în care nu. Exact. Atunci când vrei, zice, înțelepciunea vieții, adică esența, da, cum ar fi, ce înseamnă viața. Să faci în așa fel încât, acolo pe unde ai treci, voi acum sunteți la școala Macea, anul viitor veți fi la alte școli, în alte clase, în Arad, la Curtici, pe acolo pe unde treceți voi, să schimbi ceva mai bine, să lași bine în urma ta. Și atunci vei fi apreciat. Nu o să mă întind mai mult. Dacă vreți voi să spuneți ceva, dacă aveți ceva de spus. Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut aici și am pentru el. Mulțumesc. Și eu vă iubesc. Mulțumesc. Adios. Îmi pare rău că am fost așa de puțin timp împreună cu voi. Asta regret mult. Și numai ăștia 2 ani, ultimii 2 ani, dar și în timpul anilor școlari. Am fost 2 ore pe săptămână, prea puțin. Dar totul are un sens și o înțelegere. Nimic nu este la întâmplare. Și sunt convinsă că vă veți găsi locul acolo unde veți merge, că veți găsi prieteni noi, vă veți face prieteni noi, să nu uitați pe cei vechi, pe cei pe care îi aveți deja, să spună că prietenul cel mai bun este cel care te cunoaște și cel mai bine și știe toate defectele și în ciuda lor totuși rămâne prietenul tău. Voi, între voi, vă cunoașteți și bunele și relele. Ați petrecut împreună și clipe frumoase, v-ați și certat, v-ați și împăcat. De aceea să rămâneți prieteni, să țineți legătura, să vă ajutați unii pe ceilalți, să mergeți înainte, să fiți niște învingători. Și sunt convinsă că veți fi pe drumul pe care ați început deja l-ați ales. Vă doresc multă sănătate și vouă și familiilor voastre. Vă doresc numai bucurii, fericire, să vă găsiți vocația, să aveți puterea de a asculta, chiar dacă nu vă place, poate vor veni persoane în viața voastră pe care nu le veți înțelege. Poate alți profesori cu alte principii, cu alte idei, să aveți puterea de a înțelege sau de a trece peste lucrurile care nu vă plac și să învățați din ele. Pentru că asta vă formează. Din orice lucru care nu vă place la o persoană, să știți că de fapt nu vă place la voi. Când vedeți ceva urât la cineva sau nu vă place, uite ce bârfește ăla, de fapt să știți că voi bârfiți, dar nu vă dați seama. Sau uite cum se poartă ăla, uite cum ceva ce nu vă place, de fapt este reflexia voastră în oglindă. Și aici să aveți grijă, să încercați întotdeauna când vedeți un defect la cineva, să vă întrebați, oare nu este reflexia mea în el? Oare defectul ăla nu l-am și eu? Oare cum pot să trec peste asta? Pentru că așa veți putea să nu mai suferiți atâta, să nu vă necăjiți și veți putea merge înainte. Pentru că ăsta este cuvântul de bază. Să mergeți înainte și să perseverați. Să fiți victorioși. Nu o să mai țin speech la premiere. Poate știți
Știți premiile? Sau dacă nu le știți? Le știți? Nu. Nu le știți? Avem două premii întâi la egalitate de medii, Alexa și cu David. Premiul 2, Jesse. Premiul 3, Ionuț. Și avem trei mențiuni. Maia, Bogdan și Alexandru. Deci să știți să vă așteptați la diplome, da? A venit ultima oră de diriginție, un moment în care o să facem pentru ultima dată prezența clasei a 8-a B. Bobuț Bogdan, Buțevski Izabela, Cati Adrian, Cohan Teodor, Costin Claudiu, Danci Vasile, Gergeli Noemi, Lihet Alexandra, Lucușa Petronela, Panainte Alexandru, Pilan Paula și Mândan Maia, Vlad Maria, Vlad Răzvan Bombone. Aș dori să vă transmit niște gânduri pe care le-am așternut pe o foaie de hârtie și datorită emoțiilor pe care le am. Dragi copii, ne aflăm în fața unui moment de sfârșit, dar și de un nou început. Un moment în care noi porți vi se deschid, în care o nouă viață vă așteaptă. Este punctul final a 4 ani de gimnaziu, a 4 ani de cunoaștere. Când a sfârșit pragul acestei școli, în fața voastră se deschidea un drum frumos, pe care l-ați parcurs cu încredere, îndrăzneală, uneori timiditate. Dar ați avut șansa să descoperiți în cadrele didactice niște prieteni, în cărți, o sursă de cunoaștere, în familie, un sprijin și o sursă de iubire. Cu certitudine nu veți uita emoțiile tezelor, ale lucrărilor de control, ale ascultărilor, dar nici a notelor de 10, în special la ora de educație fizică. Eu, ca și diriginte, am fost martor la transformarea voastră de zi cu zi. Fiecare dintre voi și-a pus bazele personalității proprii, bazele cunoașterii unui caracter puternic, capabil să înfrunte viața adevărată. Îmi place să cred că privindu-mă reprezentați rodul muncii mele și sper ca și peste ani voi fi mândru de oamenii în care vă veți transforma. La toamnă veți trece în clasa a noua și veți avea materii profesori noi. Nimic nu trebuie să vă sperie, deoarece tot ceea ce ați învățat în acești 4 ani constituie o bază pe care se va putea înălța învățătura viitoare. Cu speranța că respectul și recunoștința pe care le-ați învățat și mie mi le-ați arătat vă vor călăuzi și mai departe. Vă doresc ca drumul neprevăzut ce vă așteaptă să fie lin și fructos. Drum bun, copii! Vă mulțumesc! Adi? Te rog, spune și tu două cuvinte despre cei
trei ani petrecuți aici la școala gimnazială Pavel Covaci Macea. Și ce, bineînțeles, ce o să vrei să faci pe viitor? În aceste ani de școală pe care i-am petrecut cu noi mei colegi, au fost niște ani minunați în care ne-am certat, ne-am distrat, ne-am împăcat și până la urmă am rămas o clasă destul de unită. La bine și la rău, domnul diriginte ne-a fost alături, chiar dacă l-am supărat uneori și am făcut unele năspetii pe care poate nu mulți le-ar fi iertat. Vreau să zic că o să fie dor de toți, mai ales de domnul diriginte și de toți colegii în special. Și unde vrei să mergi? Eu aș vrea să merg mai departe la LNI, la matematică informatică. Foarte bine. Și le doresc și colegilor mei să intre unde și-au propus și mult succes la examen. Examenul de evaluare care vă așteaptă peste o săptămână. Mulțumim. Mai dorește cineva să spună două cuvinte? Dragii mei, ușile sau porțile acestei școli o să vă fie deschise tot timpul. Suntem în cadrele didactice de la școala gimnazială Pavel Covaci Macea. O să vă ajute, dacă aveți nevoie și pe parcursul anilor de liceu, cu informații, cu sfaturi. Eu vă doresc succes la examenul de evaluare, succes în viață, vouă și familiilor voastre. Să fiți la fel cum ați fost până acum, la fel de cuminți, la fel de ascultători, la fel de frumoși. Bun. Succes vă doresc încă o dată. Acum vă rog să ieșim pe coridor, să ieșim cu cealaltă clasă și să ieșim la premieră. Yeah.
prima profesores, viva membru liber, viva membru liber, se face ei apoi în carieră. Noi toți suntem alături de ei și le dorim mult, mult succes la examenul care urmează și în întreaga lor viață să-și împlinească dorințele, să fie sănătoși, să aibă parte de tot ce este mai bun și mai frumos în lumea aceasta. Și ori de câte ori doresc, noi îi primim cu brațele deschise în vizită în școala unde și-au petrecut atâtea ani. Eu vă doresc încă o dată și cu asta închei, pentru că știu că sunteți nerăbdători să predați cheia a șaptea, să o preia și mai ales să aflați rezultatele premierii. Numai bine, atât vouă, cât și părinților și întregii voastre familii. Succes pe mai departe, dragii mei! Această cheie, cu scopul de a deschide o nouă parte a vieții voastre, probabil cea mai frumoasă, deoarece adolescența va rămâne mereu cea mai pură amintire a noastră. Vă rog succes în privința provocărilor care vor urma. Mult succes! Doamnă director, stimați profesori, părinți și elevi,
Ne aflăm în aceste momente încărcate de emoție, în fața unui sfârșit, dar și un nou început. Pentru voi, dragi colegi, este finalul a 4 ani de gimnaziu, a 4 ani de cunoaștere. Știu, avem toți șansa de să descoperim că școala, dragi noștri profesori, reprezintă o familie, o sursă infinită de iubire necondiționată. Pentru voi se apropie deja despărțirea de școală, colegi și profesori. Vă dorim că în viață să nu uitați să respectați valorile morale, cinstea, corectitudinea, respectul pe care școala și familia au încercat să vi le însufle. De asemenea, vă dorim să aveți înțelepciunea de a alege ceea ce e mai bun în viața, în viață și să aveți un drum luminos. Stimați profesori, aș vrea să vă adresez câteva cuvinte de mulțumire pentru toți acești ani în care v-ați îngrijit de educația elevilor voștri, pentru a le deschide drumuri cât mai frumoase în viitor, noi oportunități și un mod nou de a contempla lumea. Aceste lucruri nu erau posibile fără ajutorul și dedicarea voastră, care și-au lăsat o amprentă importantă în viețile noastre. Vă mulțumim că ne-ați fost alături în tot acest timp și că ne-ați îndrumat cu măiestrie în ceea ce numim educație, pentru că fără educație viața nu ar fi la fel de fluidă și de frumoasă pe cât o vedem și simțim alături de aceasta. Vă mulțumim! Bună ziua! Înainte de a începe premierea, vreau în această întâlnire, să zic așa, festivă, să mulțumesc în primul rând părinților pentru dedicația și pentru toată implicarea pe care au avut-o în acești ani în educarea copiilor lor și să mulțumesc copiilor pentru atașamentul lor și pentru tot ce au făcut și tot ce fac pentru a reuși în viață. Clasa 8-a avem două premii întâi cu egalitate de medii. Premiul întâi Clipea Alexia Nicol. Și Pintea David Marcu. Premiul al doilea, Pâncotan Jessica. Premiul al treilea, Boroica Ionuț. Toate cele trei medii sunt peste 9,50, respectiv 9,85, 9,83 și 9,61. Felicitări! Mențiunea întâi, Orcea Maia, cu 9,35. Mențiunea a doua, Ciolpan Alexandru. Și mențiunea a treia, Măgureanu Bogdan. Vă doresc mult succes, multă izbândă și multă, multă sănătate și numai bucurii. Mult succes! Bună ziua! La clasa a 8-a se acordă premiul al doilea elevului Cati Adrian. Premiul 3, Buțerschi Izabela. Mențiunea 1, Vlad Maria. Mențiunea 2, Șimândan Maia. Milan Paula. Eu vă doresc mult succes la
examene și multă sănătate vouă și familiilor voastre. Vă mulțumim tuturor celor mici că ați fost alături de absolvenții noștri și acum vă rog să vă aliniați și fiecare să meargă în sălile de clasă care vă aparțin. Iar voi, probabil cu doamna și domnul diriginte, mai aveți unele lucruri de pus la punct. Vă mulțumim tuturor și dumneavoastră părinților și vouă elevilor.